Militarii grănicieri trebuiau să respecte prevederile decretului 367 din 1971 privind regimul armelor și muniților, în care erau prevăzute condițiile stricte în care aveau voie să deschidă focul, adică să facă uz de armă în mod legal. Aceștia erau întotdeauna cercetați cu privire la săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor sau omor. Pentru că este cert că a deschide focul asupra unei persoane implică cel puțin intenția indirectă, cum spunem noi, de a accepta faptul că poți să ucizi persoana asupra care a deschis focul. Sigur că nici militarul nu era într-o situație roză, fiind pus pe frontieră să păzească o anumită fâșie în condiții de noapte, în condiții improprii uneori, și sigur și el, un militar la 19-20 de ani, când își satisfăcea stagiul militar, era pus tot într-o situație destul de delicată de a aprecia el singur dacă este cazul sau nu să deschidă focul. Am pornit cu roua în picioare. Ca să cânt un cântec de soare. N-am plecat pe aici, pe Nera, pentru că era mult mai păzită, mai intensiv păzită de grăniceri, și pentru că grănicerii îmi erau în parte prieteni și știam că vor fi sancționați dacă au avut o legătură cu mine, și după aia am fugit prin porțiunea lor. Așa că mi-am ales o altă porțiune unde nu cunoșteam cel puțin pe grăniceri și mie Dunărea îmi corespundea mai mult, pentru că în general nu era așa de păzită. Am avut călăuză, erau, știu dacă pot să spun, țigani, e bine spus, dar foarte curați, bine îmbrăcați, cu cravată, tunși, aranjați, era ca în film. S-au uitat la noi, vreți să lucrați? Da. Ce, mă? Ați venit pentru lucru? Da, pentru lucru, nu pentru altceva, nu. Știind că frontiera era acolo, la un kilometru, doi kilometri depărtare. Ne-am urcat în căruță și ne-a dus în fermă, în ferma de vii, la vii. Nu ne-am luat bagaj, numai un schimb de haine, parcă. Da. Am zis că în prima zi, în care nu bate vântul, să încercăm să trecem dincolo. Luni dimineață ne-am întâlnit pe la ora 10, într-o pauză, am văzut că nu bate vântul și am hotărât că a venit momentul. Ne-am dus amândoi acasă, m-am schimbat, mi-am luat un rucsac cu
câteva haine, o undiță de pescuit, m-am îmbrăcat ca un pescar și m-am dus la Dunărea. Am fost 8 colegi care au vrut să treacă granița, 7 au trecut. Al 8-lea i-a fost frica și s-au întors la o stație de pompare. Și la stație de pompare a fost un ofițer de grănicer, l-a luat și câteva zile mai târziu am aflat mult mai târziu că acel om s-a întors înapoi și a fost închis 3 ani de zile. Ne-am continuat munca până seara și seara ne-am dus la dormitoare și atunci, fiind cu rândul unul lângă altul cu prietenul meu, am vorbit, la noapte trebuie să facem ceva, să plecăm, că altfel intrăm în colimatorul ăștia și știind că eu aveam soția deja în Austria, făcusem 6 luni, nu era greu să verifice dacă dădeau un telefon la mine acasă sau la Reșița, dar am avut norocul că el n-a verificat chestiunea asta, șeful de post. Și noaptea am plecat. A fost sfârșitul octombrie 89, ultima sâmbătă spre duminică din octombrie. Am fost 7 inși din Timișoara, am fost duși la Arad și din Arad pe jos până la graniță. Prin niciun sat, numai peste câmp, am mers vreo 4 ore pe jos. Am făcut 7 zile, 8 zile, a 9-a zi am trecut, că timp de 7 zile am stat în pădure și am studiat. Când se schimbă sentinela, pe unde pot să trec, pe unde să ducem. La un moment dat, colegul meu zice, într-a 8-a zi, zice, pe aici tăiem. Și am spus, zic, ia să mă duc să studiez eu. Și stând acolo și studiind, la un moment dat am văzut că vine soldatul să-l schimbe, dar zic, unde-i soldatul? Și la un moment dat dispare soldatul și iese un altul. N-am sesizat problema, zic, trebuie să mai văd încă o dată. Am mai stat încă 3 ore și am văzut la un moment dat. Și am sesizat că celălalt soldat era și mai mic și n-avea boneta pe cap, căciula pe cap. Bonetă. Și atunci ăla a ieșit fără bonetă. Ăsta mai înalt și bine făcut a dispărut și a ieșit celălalt fără bonetă. Ne ducem drept în gura pândarului. Majoritatea se așteptau să treacă, să se treacă noaptea. Și am încercat să profităm de faptul că pe zi totul era foarte calm. Considerându-ne tineri și mici, am zis că nimeni nu ne bagă în seamă, fapt de care am profitat și am ajuns cu bine pe partea cealaltă. Am plecat în direcția stației de autobuz și am venit pe drum până aici, unde era o întunecime desăvârșită între acești 2 copaci atât de mari. De altfel, era o noapte cu lună plină și se putea vedea foarte bine. Asta, pe de-o parte, era pentru mine bine, că puteam să văd dacă sunt grăniceri, dar era și bine pentru grăniceri, care, după cum vedeți, acolo e un post de control și aveau în vedere toată partea asta. Am avut un ritm mult prea rapid, că am ajuns cu o oră mai repede decât cum a fost prevăzut și atunci o oră am stat într-un șans și am mâncat ce am avut, ce am luat cu noi. A trecut ora respectivă, am mers mai departe, cred că a fost între Curtici și Grănicer, am trecut pe lângă un cimitir, printre 2 lanuri de porumb și deodată a ieșit luna. N-am să uit asta. Cineva dintre noi a fost într-un tricou alb nepotrivit, s-ar fi putut vedea de la distanță. Am ajuns în porțiunea unde era Trestie și acolo m-am oprit pe mal, mi-am dat hainele jos și mi-am desfăcut această sacoșă în care aveam labele de not și un
un cofer mic în care aveam hainele pentru drum și mâncare pentru 3 zile. Am trecut un gard, am trecut un canal. După ce am trecut gardul și canalul ăsta, ajungem pe câmp deschis, pe câmp. Și era miriște, era grâu secerat, tăiat, era miriște și ne-am îndreptat spre frontieră. A noua zi am tăiat-o și când am ajuns la gardul viu, am zis că tăiem prin gardul viu, dar am tăiat și la un moment dat am văzut că sârmă, gard. Oh, zic, nu se poate. Soldatul trecuse de la pichet în sus, singur. Și noi când am văzut treaba asta, am zis, bă, soldatul dacă e în sus, hai, noi spre pichetul lui. Și am mers spre pichetul lui și în drum spre pichetul lui, când ne apropiam la vreo 20 de metri, poartă de intrare în și o distanță cam de 40 de centimetri, pe sub poartă. Am dat repede bagajele și în momentul când a intrat colegul și am intrat și eu, hopa, soldații vin, amândoi, discutau, colegul de la celălalt pichet. Și venind în jos, norocul mare care a fost, că câinele n-a fost în fața lor. Dacă eram în fața lor, eram prins. În sfârșit am auzit și un zgomot și am fugit toți, ne-am lăsat jos. Și ni s-a părut că este un clichet metalic. Nu știu cât am stat jos. În asemenea momente, un minut, două, ți se pare o veșnicie. În sfârșit, unul mai curajos dintre noi s-a ridicat și a spus, mergem mai departe. Din partea stânga noastră, cum mergeam noi, mai aplecați așa că era lună, de la un anumit nivel, așa, dacă mergeai în picioare, se observa. De la o anumită distanță, când ne apropiam noi spre frontieră, am auzit din stânga un zgomot. Eu am făcut armata și știu cum este. Soldatul când merge cu arma pe umăr și baioneta la șold, aici, el când merge, baioneta îi lovește patul armei. Și am auzit zgomot din stânga și știu că e soldatul, grănicerul. Și ne-am întins pe burtă în miriște. Era numai câmp, n-aveam niciun deal, nicio ridicătură de pământ, nimic. Și la un moment dat trec ei vorbind amândoi și în urmă câinele. La un moment dat câinele se oprește la piciorul meu și latră. Eu știam că câinele, în momentul când miști, apucă. Și am zis, nu miști nimic. Și n-am mișcat, câinele a lătrat odată, a lătrat de două ori, soldatul se întoarce și spune, treci-mă în față, nu ți-am să treci în față. Și câinele la piciorul meu, ham, ham, ham. Treci-mă în față. Și face soldatul înapoi. Dă-i trei pași. Când am auzit că vine înapoi, zis, gata, ne vede. Era ora 3 noaptea. Fără lună, fără nimic. Soldatul, câinele când a văzut că vine soldatul înapoi și îl invită în față, a trecut. Ne-a lăsat și a plecat. Colegul meu, zic, și eu îi spuneam că colegul, nu putem să plecăm, că zic, aud pași. Și ăsta stă și se depărtează de mine și deodată nu mai aude pași. Se apropie de mine, aude pași, iar se depărtează. Îmi bătea inima cu zgomot, mie. Soldatul ăsta, eu am impresia și acum, că el era un soldat care se aștepta la eliberație, elibereze din, să-și termine armata, pentru că mergea ca pe bulevard. Boneta băgată pe cap, mergea ca nici în stânga nu se uita, nici în dreapta. Am căutat să-mi creez o alură cât mai normală. Aveam un costum cu cămașă albă, cu cravată și o umbrelă care sigur nu mi-a ajutat să nu mă aud în Dunăre, dar mi-a ajutat să creez o alură a unui om care nu a trecut în timpul nopții Dunărea. Și toate aceste lucruri le-am împachetat în trei pungi mari de nylon, în fiecare era și ceva aer, încât toată greutatea acestei valize se păstra de la sine și în același timp era ca un colac de salvare. Nu mai plouase de mult, asta a fost noroc pentru noi, apă în canal nu era,
dar era mlăștinos, o crustă uscată de deasupra și am intrat până la genunchi, ne-am înfundat în nămol. A fost septembrie, pot să vă zic și ziua, 29 septembrie. Noaptea, timpul nu poți să-l uiți sau ziua nu poți să uiți, că e o întâmplare în viața ta care a schimbat multe sentimente în tine. Ai aflat că este frică în viață și este și o împlinire undeva. Când am trecut granița, atunci mă gândeam că cine știe când o să ne vedem cu cei de acasă. Și mi-a venit să plâng când am trecut, sfârșit, că poate nu se mai văd pe bunica mea sau pe bunica mea. M-am gândit ultima oară, omule, tu renunți la atât de mult, ai o familie cu părinți, cu casă, cu mașină, lucruri care pe atunci erau încă destul de mult. Un loc de muncă în care oamenii te apreciază și unde ți-ai făcut deja în scurtul timp un pic de nume. Renunț la toate astea pentru ce? Și totuși speranța și credința mea în mine însumi m-a făcut să mă hotărăsc, da, trebuie să depășesc acest moment sufletesc și să o iau la not spre viitorul meu. Plându-o prin grădină pe acolo, când călcam pe gogoșarii aia acolo, pocâneau că ziceai că-s bombe, iar ne așezam jos. Știam că după ce depășesc sălcile o să ajung într-o zonă în care, din punctul de control, m-ar putea vedea. Am încercat să not de așa manieră încât să nu creez valuri și să creez impresia unui obiect care este purtat de Dunăre. Din cauza asta, trecerea mea nu a fost foarte perpendiculară, ci m-am lăsat să mă ducă Dunărea și în felul ăsta m-am apropiat foarte mult de orașul Gradiște. Am ajuns pe partea cealaltă a canalului, a fost prima sârmă ghimpată, am trecut printre două sârme și am ajuns pe Fâșie, altă sârmă ghimpată, trecut și peste cealaltă sârmă ghimpată și deodată am simțit sub pantofi, nu eram desculț, am simțit totuși prin pantofi că arătura e mai fină și am zis că asta e deja Ungaria. De-abia atunci am observat frontiera. Fâșia era neagră, greblată, frumos. Am trecut-o și am trecut pe teritoriul iugoslav. Acum aveam teama și frica. Frica era mare la noi atunci. Dacă suntem în Iugoslavia sau dacă suntem încă pe teritoriul României. Mergând pe câmp, în continuare am văzut pachete de țigări goale care scria pe sârbește. Scria sârbește pe ele. A, e bine. Eu nu sunt fumător, dar în momentul acela am cerut de la un însoțitor care era în grupă, am cerut și eu o țigară de ușurare să fumez și eu. Nervii erau foarte încordați, bineînțeles, și după ce am fumat țigara, am mers mai departe spre prima localitate care era iluminată, ceva pentru noi neobișnuit să fie o localitate iluminată pe vremea aceea și am știut. Am ajuns la 2:30 în prima localitate din Ungaria. Cum să vă zic, când am fost în Iugoslavia, am fost eliberat, am fost liber, am zis ce se mai întâmplă.
Știam că dacă eram prins în zona graniței, toate șansele era să fim dați înapoi și de-aia scopul nostru a fost de a ajunge cât mai spre interiorul țării, cât mai departe de graniță. Ne ia un autocamionagiu din ăsta și zice, voi, zice, păi zice, noi suntem cu o mașină defectă, nu știu ce, italiană, ce italiane, zice, voi sunteți de dincolo, mă, zice. Noi ne interesează de drumul spre Belgrad. La Chichinda, în marginea orașului, era un canton de cale ferată și acolo erau doi oameni care stăteau noaptea, păzeau cantonul sau știu eu ce făceau acolo. Când am trecut noi pe lângă canton, a ieșit unul dintre ei și ne-a făcut, a strigat la noi pe sârbește să le oprim, dar neștiind ce spune el pe sârbește, nu ne-a oprit. A mers circa 5 minute, după 5 minute a venit o mașină de miliție, o zastavă din asta de-a lor, și ne-a oprit, ne-a cerut acte, bineînțeles noi n-am avut acte, ne-a întrebat că suntem români, da, suntem români, și ne-au luat și ne-au dus la ei la arest. Păi ce să spune, când urcăm în autobus, toți vorbeau românește. Noi suntem italieni și zice, vrem și noi, știți, niște bilete până la Belgrad. Ăsta spune, zice, că care vrea să schimbe, zice. Că uite, zice, doi români au aici. Și români, italieni, zice, noi români. Ce au lei românești? Scoatem bani, schimbăm, noi acolo ne ducem. Taxatorul spune, zice, eu vă scot bilet, zice, de la, până la stația unde trebuie să mergeți și de acolo, zice, vă scot bilet până la Belgrad. Zice, ca să o duceți, dar nu vorbiți, nu nimic. Nu am vorbit nimic. A fost foarte greu, cu multe peripeții. Primul rând, când am trecut în Ungaria, ne aștepta, după cum se auzea, și poate chiar gloanțe, dar am trecut fără să avem surprize. Abia în Ungaria am fost descoperiți de o patrulă de grăniceri ungurească care s-a comportat foarte frumos cu noi. Ne-a dus cu o mașină într-un pichet de grăniceri de-a lor, unde am fost, noi eram muzi că a trecut printr-un canal. Ne-a dat pături, ne-a băgat într-o cameră călduroasă, ne-a dat pâine cu unt și ceaiuri ca să ne refacem, deci fără să avem niciun fel de probleme cu ei. Eram toți mocirliți, ca vai de noi arătam și deodată noi mergeam pe mijlocul șoselei, un biciclist se apropia de noi, un băiat mai tânăr, ne-am gândit să-l oprim, să-l întrebăm unde este poliția. L-am oprit și am întrebat, ne-a dat informațiile de rigoare și când am ajuns, credeam că este poliția, am sunat la poartă, era o unitate de grăniceri. Cel de gardă, soldatul de gardă, jumate a dormit, ne-a descris, ne-a întrebat ce dorim și am spus de unde venim și ce vrem, am spus haideți înăuntru. Majoritatea din celor care au trecut în Iugoslavia ajungeau cam 20%. 15% se predau și restul erau cei care erau prinși de la granița cu Italia. Lucru care, acum când mă uit în spate, îmi dau seama de ce am stat 4-5 ore în Belgrad înainte de a fi băgați în seamă. Probabil nu se întâmpla în fiecare zi ca cineva să se predea. 2-3 dintre noi știau și limba maghiară, nu era problema. Și au spus să facem un duș, ne-am schimbat, am avut și haine de schimb. Și la 7 dimineața ne-au trezit, ne-au dus la sala de mese, am luat micul dejun. Prima, n-am suit moment micul dejun. De ce? Era, nu era mare lucru. Un ceai cald cu lămâie, pâine albă, caburetele proaspătă, foarte bună, n-am mai mâncat de ani de zile așa o pâine bună, salam, unt, deci, de fapt, pentru ei nu era mare lucru. Și pentru prima oară în viața mea, de mult timp, am simțit că ai fost tratat ca un om. Peste un timp, o lună, două, vine alt stomatolog, domnul Hortolomei. Da. Și stă și dânsul cu soția, era cu familia, nimic, liniște, toată lumea îl urmărea, că deci dacă a fugit primul stomatolog, fuge și al doilea.
Nimic, dâns nu s-a apropiat de lume, mergea într-o zi, se duce pe câmp cu bicicleta, ia la un bătrân bicicleta din sat și se duce spre Baziaș. Se duce la Baziaș, dar spre Baziaș. Când colo, prin, erau lângă Nera niște grădini, unde avea ceapeul, zarzavaturi din astea roșii, ce știu eu, varză, lumea lucra acolo și domnul doctor își lasă bicicleta și începe să fugă spre lume, spre Nera, deci spre Gran. Ăștia, domnul doctor, unde făceți, unde făceți? Pac, o sărită, Nera. Păi nu a venit militar, el a ieșit deja. A apucat să tragă după nu, el sau nu, ceva. Nu, o fugit și domnul doctor, deci poliția era tot pe capul nostru. Dacă mai vine vreun stomatolog, fuge și el. În timpul acela, eu nu știu, păi cam așa, 20 de ani, dar în fiecare dimineață nu mă auzeam. 4, 5, 6, numai un grup. O fugit și cu tare și cu tare, o fugit și cu tare și cu tare. Mai aducea... Și ce făceau grănicerii? Că... Înainte... Păi, degeaba, păi eu știu, poate erau arestați, dacă... dar nu puteau să-i păzească. Și grădinile astea toate au fost păzite. A încercat unul iar să fugă prin grădină și a fost prins, prin grădina lui. Deși în zi de azi, săracul, a fost, până la Revoluție a fost tot urmărit, tot păzită grădina să nu fugă, numai el a rămas. Sora s-a dus și cumnatul s-a, și el a rămas în sat. Și chiar... În acel timp, o generație întreagă a noastră a plecat. Deci noi am rămas la Socol, stați baș să vă spun că nu știu baș precis, pe ăștia de 35 până la 40. Deci tineretul, o generație ne lipsește din Socol, toți sunt străinătate, ori venit, care ori venit și înainte de Revoluție, dar mulți ori venit după Revoluție, toți sunt... aranjat acolo, cel puțin îi vedem mult mai bun decât noi, care am rămas.